Consiliul Local Alba Iulia nu a aprobat în ședința de astăzi contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane. În consecință, autobuzele de călători ar putea să tragă pe linie moartă, iar alba iulienii să fluiere a pagubă. Proiectul de hotărâre vizând contractul ce urma a fi încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia nu a trecut. Primul, pe ordinea de zi, proiectul nu a întrunit majoritatea minimă necesară. Mai degrabă din prudență excesivă sau din necunoștință de cauză decât din reavoință, consilierii liberali, dar și unul din PDL, s-au abținut, fapt pentru care s-au contabilizat 10 voturi pentru și 7 abțineri. Ori minimul necesar de voturi pentru ca proiectul să fie aprobat trebuia să fie de 11. Primarul Mircea Havai a taxat prompt pe abținuții aleși locali. Să discut acum cu juriștii, în mod normal ieșim din AIDA. Tot ce s-a făcut până acum, toate cheltuielile, tot ce s-a făcut cu aprobările Consiliului Local, vor fi înapoi. O să vedem ce vă spune și justiția, pentru că nu putem să rămânem așa, adică deja este chiar bătaie de joc. Însă, ținând cont de faptul că nu mai suntem într-o, deci nu intrăm într-o colaborare cu firma după licitație, suntem din nou ca la început. Deci, poate va trebui să facem o licitație pe oraș, să desfințăm tot ce înseamnă AIDA. Poate nu va trebui să facem, o să mă consult cu juriștii, însă la prima vedere înseamnă că suntem în aer și s-ar putea să circulăm pe jos sau fiecare cu mașina lui. Deci este responsabilitatea Consiliului Local, noi ne-am făcut toate, am făcut toate demersurile, da, așa se înțelege, așa se înțelege. Deci este un consiliu care, cum să vă spun, lucrează împotriva cetățeanului. Primarul Mircea Hava a precizat că nu va mai solicita revenirea la proiect, dar că legislativul de Alba Iulia o poate face prin inițierea unui nou proiect de hotărâre. Eu mi-am făcut treaba, aveți un transport încă în comun cu n-are nimeni în toată zona și lucrul ăsta l-ați văzut dumneavoastră. Dacă asta deranjează în Alba Iulia pe consilierii puterii, pentru că ei sunt la putere acum, pe țară, deci consilierii guvernului, dacă pe ei deranjează această chestiune, au votat în consecință și iată ce s-a întâmplat. Pe final de ședință, consilierul democrat-liberal Pavel Popa a pus degetul pe rană. Mă duc acasă cu inima neîmbăcată în ceea ce privește transportul public în comun. Eu n-am decât de seară, prin relațiile care le-am și eu sunt organizat la nivel de localitate, să dau de știre oamenilor de pe străzi, să ne întâlnim undeva, să le spun că din viitor apropiat sau poate chiar de mâine, autobuzele, cele 21 de autobuse, nu mai intră în Arda din cauza că noi nu am votat ceea ce și-ar fi dorit oamenii să aibă pentru viitor. E posibil ca oamenii să ne dea în judecată din cauza că trebuie să-și întâlnească activitatea în teritoriu. Ce vom face noi pentru viitor dacă, și mă sigur, ei câștigă procesul? Îmi pun întrebarea ca un om bătrân și vechi în Consiliu, cu de așa nu m-am întâlnit într-adevăr și mi-e mai mare rușinea să mă întâlnesc cu oamenii să le spun ceea ce nu s-au așteptat, fiindcă în Oarda primul autobuz a intrat în aprilie 1956. Liberalul Gabriel Pleșa, unul din consilierii care s-a abținut la proiectul de lege cu pricina, a încercat să explice de ce această poziție. După părerea mea, ați văzut că au fost 7 abțineri, nu doar din partea, să zic, opoziției din Consiliul Local, ci din partea puterii. Părerea mea că marea majoritate a consiliilor locali care s-au abținut, deși nu o recunosc deschis, să tem de problemele ce le-au avut în trecut, mă rog, dând declarații la DNA, fiind atât de suspicionată această licitație pentru transportul public local. N-au recunoscut-o public, dar au considerat că e mai bine să se abțină ca să nu aibă niciun fel de poziție în delegarea serviciului către AIDA, scuze, și AIDA către câștigătorul licitației. Sunt perfect de acord că orașul nu poate rămâne fără transport. Părerea mea că nu va rămâne. Se va găsi o soluție pentru câteva zile. Probabil se va reveni într-o ședință extraordinară unde se vor explica lucrurile concret. În concluzie, va fi convocată aproape sigur o ședință extraordinară în cadrul căreia să se îndrepte lucrurile.